Maria Cocoru, proprietara terenului retrocedat din parcul Iore, a decedat recent, iar acest lucru a dus la suspendarea și războiului juridic pe care îl ducea cu autoritățile din București. Informațiile vin dintr-o decizie a Curții de Apel București, care a avut termen pe 25 septembrie 2024. Cocoru era implicat într-un proces civil în care Agenția Națională pentru Zotehnie profesor Dr. Gheorghe Constantinescu contesta legalitatea retrocedării terenului de 12 hectare. De-a lungul anilor, Maria Cocoru a avut numeroase dispute legale cu administrațiile locale și autoritățile de control, care au sancționat-o în repetate rânduri pentru nerespectarea reglementărilor privind utilizarea terenului. Decesul său complică situația juridică, având în vedere că procesul în cauză era unul de mare amploare și implicat în numeroase controverse legate de patrimoniul public și protecția mediului. Continuarea sau încheierea acestor litigii va depinde de deciziile viitoare ale instanțelor și de eventuali moștenitori care ar putea prelua cazul. Rămâne de văzut cum va influența acest eveniment situația legală a terenului din Parcul Iore și administrației locale.